Bună ziua, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să acordați acest interviu ziarului Bursa. Prima întrebare. Eu vă mulțumesc mai întâi și bineați venit și vă mulțumesc pentru interviu. Cu drag și interes. În programul de guvernare se vorbește despre elaborarea strategiei naționale pentru piața de capitale. Prin această strategie se dorește creșterea participării companiilor și investitorilor la piață. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, primele trei priorități pe care ar trebui să le aibă guvernul în acest sens? Guvernul, în totalitatea lui și prin programul de guvernare, și-a propus să rezolve și problema găurilor negre la buget și problema căpușării companiilor de stat, care există deja de multă vreme. Și, în sensul acesta, listarea pe piață de capital, pe bursă, este o soluție. Vedem deja soluții, companii în care au pachete minoritare, în care acționarul minoritar, mai ales fondul proprietate, a reușit să fie un acționar activist și care a pus reflectorul pe multe lucruri din companie, a prevenit cazuri de corupție, le-a sancționat și a adus un plus de transparență și de bune practici în acele companii, chiar și minoritar fiind. Deci strategia noastră este în linia aceasta a decăpușării, a transparentizării activității și a atragerii de noi investiții în companiile românești. Listarea companiilor de stat în frunte cu Hidroelectrica, listare care e văzută de o bună parte a comunității pieței de capital drept cheia promovării noastre în Liga Piețelor Emergente, este unul dintre aspectele pe care se pune accent în programul de guvernare. Și în acest program de guvernare este menționat ca și în precedentele care însă nu l-au respectat. Puteți să ne dați mai multe detalii despre acest obiectiv guvernamental? Ce șanse îi dați? Îi dau șanse mari. Hidroelectrica acum este în supravegherea, coordonarea Ministerului Energiei, care este unul separat de al economiei. Îi dau șanse mari și cred că este un lucru pe care România trebuie să-l facă și pentru bunăstarea companiei Hidroelectrica, dar și pentru economia României în general și până la urmă bunăstarea românilor. Îi veți determina să-l facă? Guvernul este determinat să o facă, da. Ce măsuri intenționați să luați pentru impulsionarea listării companiilor private la Bursa de Valori București? Aici e un pachet întreg de măsuri prin care intenționăm să simplificăm foarte mult din activitatea firmelor în general. Și IMM-uri, dar și firme mai mari sau firme care au potențial să fie listate, de la măsuri de debirocratizare activă pe care acest minister până acum nu s-a concentrat niciodată pe ele. Asta este un element de, din păcate, e un element de noutate, încercăm să facem asta. O să avem un secretar de stat dedicat pe problema de birocratizării, tocmai pentru a elimina toate aceste bariere care s-au pus de-a lungul timpului afacerilor, întreprinderilor, firmelor, inclusiv pentru ceea ce privește listarea și toate procedurile greoaie fiscale de multe ori pentru investitori. Adică aici trebuie să ne uităm pe ambele părți, și pe partea de listare, dar și pe partea de investitori, să nu aibă opreliști birocratice în a achiziționa acțiuni pe bursă, de exemplu. Din această perspectivă, există proiecte de investiții pe care doriți să le demarați pentru a căror finanțare să se apeleze și la mecanismele pieței de capital și, dacă da, eventual să exemplificați? Nu există proiecte specifice în secunda aceasta, dar este cadrul general. În Ministerul Economiei, așa cum există el acum, avem 42 de companii, dintre care cred că 31 sunt în insolvență sau faliment. Mă refer la companii și filialele lor, comasate. Nu este o situație prea roz, dar pentru cele care nu sunt în dificultăți majore, este o soluție și pentru ele și atunci ar trebui să le deschidem și pieței de capital și pentru a le transparentiza și pentru a atrage investiții. Ce facilități fiscale aveți de gând să implementați pentru investitori sau companii în vederea dezvoltării pieței de capital? Aici este toată discuția aceasta legată de impozitarea câștigurilor în bursă. E o temă care ține mai mult cumva de domnul ministru Nazare al finanțelor. Ceea ce propunem noi este debirocratizarea procesului în care să se facă acele plăți, în sensul să un investitor, persoană fizică, să poată să nu aibă bătaie de cap cu plata impozitelor sau cu adăugarea de sume în declarația unică sau lucruri de genul acesta, care ar putea să fie o opreliște suplimentare la investiți, știind că trebuie să mai parcurgă o birocrație anual, să ceară acte, să pună cifre și toate acestea. O întrebare importantă. Cum vedeți reorganizarea combinatului de oțelul speciale de la Târgoviște, unul din cei doi mari producători locali de oțel beton, în contextul în care România importă 100% din necesarul de oțel beton
atât de necesar în construcțiile din România. Situația COS-ului, am aflat și eu de ea odată ce am ajuns în minister, este una specială în care am încercat să ajutăm prin a găsi investitori. Am întins și noi antenele să vedem cine ar putea să fie interesat și sperăm să găsim mai mulți investitori care să fie interesați să preia de acolo tot ce se poate și activitate. Vă dorim succes! Care este situația privind implementarea măsurilor de sprijinire a IMM-urilor? Mai sunt plăți de efectuat pe măsura 1 prevăzută prin Ordonanța 130 din 2020, modificată prin 174 pe 2020? Cred că la ora actuală mai sunt mai puțin de 300 de plăți de făcut pentru măsura 1. Măsura 1 e practic aproape complet finalizată. Vă pot da o informație în premieră, anume faptul că analizăm foarte serios cum se redeschide măsura 1 pentru a îngloba și coduri CAEN care nu au fost incluse inițial și pentru că avem bani care au rămas și atunci să-i folosim pentru a redeschide măsura 1. Este un lucru pe care îl analizăm și vom ieși în curând probabil cu mesajul că îl redeschidem dacă lucrul acesta va fi posibil și permit și celelalte ministere care sunt în proces. Ați vorbit despre un blocaj pe măsura 2, generat de ritmul lent de analiza planurilor de afaceri. Președintele Florin Jeanu susține că funcționarii ministerului nu analizează planurile de afaceri și că blocajul are altă sursă. Care este realitatea? Realitatea este că am zis că nu sunt de acord cu scheme de ajutor de stat în general în care funcționarii publici analizează planuri de afaceri. Speța particular a măsurii 2, nu era aceasta, aici era un alt tip de blocaj. Am reușit să mai aducem oameni în direcțiile respective, am fost la STS, am mai reușit să automatizăm din proces, am mai schimbat mai multe lucruri pe linie internă și am reușit să ducem ritmul acela care era pe la 90 de dosare pe zi. Va fi astăzi, lansăm rezultatele, că punem un status în fiecare săptămână, asta este un lucru pe care l-am început, va fi pe la 660 de dosare pe zi procesate. Dar conceptual nu sunt de acord cu ideea că ar trebui funcționari publici să decidă cine primește bani și cine nu primește. Lucrul acesta ar trebui să se întâmple într-un cadru de piață, de aceea sunt favorabil și este și în programul de guvernare și am spus-o și la audieri, favorabil folosirii acestor bani pentru scheme de garantare, de exemplu, pentru instrumente financiare, să subvenționăm dobânda, să subvenționăm o parte din rambursarea principalului și lucruri asemenea. Dar ideea că se face antreprenoriat 100% pe banii statului nu cred că este una benefică. Câte firme au depus solicitări pe măsura 2, sprijin pentru capitalul de lucru și câte au beneficiat deja de plata aferentă solicitării? Nu mai știu cifre, cred că sunt 18.000, în jur de 18.000 care au solicitat și în jur de 4-5.000 care cred că au primit și banii. Atenție, noi avem acum un blocaj pe plăți pentru că nu avem, neavând încă bugetul pe 2021, nu putem să facem plăți decât în limita 1/12 din alocarea bugetară a anului precedent pe lună. Și atunci, încă acum cumva mai facem mai mult procesare, evaluare și în momentul în care vine și bugetul putem să finalizăm cu plății. Care este situația privind implementarea măsurii 3, sprijin pentru investiții? Chiar astăzi la ora 8 se termină, este momentul final în care mai pot fi depuse proiecte. Până acum avem foarte multe proiecte, cred că parcă erau, nu știu, 20.000 de proiecte, ceva, era o cifră foarte, foarte mare, va fi astăzi pusă pe site și o să le avem. Foarte multe venite în ultima 100 de metri, pentru că criteriul nu se folosește criteriul primul venit, primul servit, ci punctajul. Da. Premierul Florin Câțu a solicitat fiecărui ministru să-i prezinte până pe 4 februarie memorandumul cu situația financiară a companiilor de stat din portofoliul fiecărui minister și metode de redresare a societăților cu probleme. Câte companii de acest tip aveți în portofoliu și care dintre ele se confruntă cu cele mai mari probleme financiare? Păi la Ministerul Economiei sunt cele mai mari companii sau cele mai multe companii cu probleme. Cumva Ministerul Economiei cred că asta are ca specificitate în momentul acesta. Dar sunt 31 de companii care sunt în insolvență și în faliment sau au diverse probleme. 42 de companii în total. Eu am solicitat, este în lucru solicitarea primului ministru. I-am solicitat oricum să am planuri de bugeturi de venituri și cheltuieli pe zero, adică să nu,
să vedem exact cum am putea să facem ca să reducem acele pierderi și să nu fie perpetue găuri negre. Planul nostru mai general pentru aceste companii, și cred că asta contează cel mai mult, este să găsim investitori și soluții pentru fiecare interes, să descăpușăm și să transparentizăm activitatea. Esențial. Cum veți gestiona situația actuală din industria de apărare? Sindicatele v-au trimis o scrisoare în care arată că este nevoie urgentă de finanțare pentru această ramură importantă a industriei naționale. Sunteți adeptul politicii încheierii de contracte între guverne pentru achiziția de tehnică militară sau veți veghea la aplicarea dispozițiilor legale ce prevăd obligativitatea offset-ului pentru modernizarea industriei naționale de apărare? Cred că offset-urile sunt o parte importantă din soluție și cred că investițiile străine, iarăși, sunt un lucru foarte important. Trebuie să fim atractivi și pentru zona aceasta de apărare și pentru asta trebuie Ministerul Apărării, în momentul în care face contracte, să prevadă și clauze de investiții. Și astea sunt foarte importante la noi în țară. Am mai spus-o și la audieri, susțin exact operaționalizarea acestui offset care există în teorie și care de multe ori nu s-a materializat. Aproape niciodată. În toamna anului trecut, Curtea de Conturi publica un raport în care arăta multe nereguli în activitatea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Ce măsuri veți lua pentru remedierea deficiențelor constatate? Sunt încă în prima lună de mandat, am cerut rapoartele Curții de Conturi, o să iau și pentru aparatul propriu și pentru Ministerul Economiei, dar și pentru instituție din subordine, LPC-ul este o instituție din subordine, să vedem toate neregulile, să vedem care este propunerea de plan a instituției, a NPC-ului și să grăbim lucrurile acolo. Până atunci însă am nevoie, încă nu am toată echipa completă de secretari de stat și alte... și toate funcțiile pe care ar trebui să le pot ocupa ca să avem o echipă 100% operațională, dar de îndată ce o am, o să ne ocupăm și de asta. Domnule ministru, vă mulțumesc și vă promit că vă vom mai deranja cu solicitări de interviu peste alte 6 luni. Cu drag. Se vor acumula deja realizările. S-a făcut. Cu drag. Mulțumesc.